Salut, Arturo, și bine am găsit la un nou episod de Whisbird. Acest joc l-am încercat la o logica jocului. Foarte fail a fost acel episod, a fost foarte caterincă că s-au strâns 4 like-uri. Bine, cred că acum încă se postează, deci n-a venit niciun like. Fail, chat, fail, de ce mint, de ce mincinos. Da, și jocul e super greu. Pe logica jocului, nu știu cum am ajuns așa, foarte atent să fac o logica jocului și să-mi iasă bine, nu mi-a ieșit din prima, că am mai făcut un clip care e și tot cam fail, dar n-am ce să zic de clipul ăla, e foarte caterincă și cred că când eu filmez, cred că deja s-a postat. Clipul l-am făcut în 7 și acum e 11. După ce filmez clipul ăsta, îl postez direct. Ca să vedem dacă se strâng. Chiar așa, hai să strângem, nu știu, 3 like-uri, că e joc nou, mă, pe canal. 3 like-uri. Hai, băieți, 3 like-uri. Pentru că e un joc nou pe canal și mulți le plac jocuri noi. Mi-a zis să joc jocuri noi, că a apărut jocuri noi. Uite, acest e un joc nou, dar pe canalul meu, că este de multe, din 2016. Dar gen, sper că o să vă placă. Și abonatul zilei este Marius Iancu. Nu Iancu, de ce tot? Nu e Marius Iancu, ăla e YouTuber. Este unul George Gigari, nu știu cum. George, nu știu cum, nu mai știu cum te cheamă. Ești abonatul zilei, pentru că m-ai susținut cu un like acolo. Sper că vezi acest clip, și sper să-ți placă. Dacă nu mai urmărești acest canal, eu am văzut mesajul tău 2 ianuarie, când m-ai susținut la primul meu clip. Primul meu clip, adică primul meu clip de Brawl Stars, că la și ăla a fost și primul meu clip. N-am mai mi-ai spus, ești foarte tare, etc. Nu o să pun pe ecran pentru că nu mai vreau să editez acest clip, vreau să fie postat pentru voi ca să aveți la ce vă uita. Bine, mult să aveți, da? Uite că vreau și eu să vă uitați la astea. Și acest joc e foarte, foarte jucat. Are peste milioane. Bine, are și mini peste 100 de milioane. Bine, eu zici că este PewDiePie, dar pe mod joc. Jocul. Ok, a murit. Și sper să vă placă, atâta vreau să vă zic și vă rog să citiți descrierea dacă sunteți curioși de joc și de tot ce vă mai scriu pe acolo secret despre noile jocuri, că cineva a citit, deci un om, că nu știu cine, dar știu că mi-a citit. Știu că a citit descrierea episodului anterior în care am scris că o să postez ceva un clip cu jocul ăsta. Are dreptate. M-am gândit să filmez. Îl filmez și îl postez direct. Cred că apare la ora 17, cum e sponsorizat clipul de azi cu logica jocului. Și logica jocului a apărut tot azi. 5, 6 clipuri a apărut. 5, nu 6. 5 clipuri de logica jocului. Pentru că mi-a zis să postez logica jocului ca Zapi TV. Bine, nu sunt cel mai bun la logica jocului, că eu nu mai joc multe jocuri. Dar tot am făcut, aveam multe jocuri înainte, dar YouTube-ul nu i-a plăcut să mai postez cu jocurile și mi l-au șters de pe canal, mi l-au șters de pe canal. Bedwars de la Blogman Goins, de acolo nu mai pot posta niciun clip, dar nu mi-a șters clipurile care le-am postat cu el, dar gen eu numai atâta chestia aveam, activitate numai din Blogman Go. N-aveam nicio activitate din alt joc, mă jucam Blogman Go, mă jucam, nu mai știu ce mă jucam eu, mă jucam Skyblock. Da, Skyblock m-am lăsat de oricum de el, pentru că mi-am făcut alt cont cu care mi-am băgat niște bănuți în Skyblock. Și sper că vă place acest clip. 3 like-uri am zis că strângem, da, 3 am zis. Oricum o să editez un pic clipul ăsta, dacă greșesc acum o să editez, mă voi uita la tot clipul
îl voi fi atent la edit și nu gen că îl postez fără nicio atenție, o să editez clipul în descriere și n-am mai uit eu la clip. Of, vai de capul meu. Dacă sunteți curioși câte ore, o să vă vedeți acolo, să este 17 și 16 minute. Clipul apare la 17 și 26 de minute. La și 20, la și 18 închidem și acest clip, că are deja... Bine, are deja 5 minute. Chestia la jocul ăsta e că câteodată teleportează în voidul lor. Auziți jocul? O să, următorul clip o să avem sonor. Se aude foarte, foarte încet, dar bine, la mine se aude, dar pe clip o să-l editez să nu se audă pentru că face giut-giut și nu mă aud deloc. Mulți mi-au zis, dar Robert, de ce vorbești? Că noi vrem să fim atenți la joc, cum se aude. Bine, îmi pare rău, Cătălin Andrei. Cătălin Andrei. Așa, cred că erai, da, tu erai. Mi-ai scris, o să editez clipul, poate am zis alt nume, dar eu o să editez și o să-mi pun vocea. Dacă e deja nebine. Băieți, aici unde am pus și poze, mi-am dat seama că am zis Mătălin, Mătălin, Catalen, Mătălin, nu știu cum. Și mi-am zis să editez un pic, pentru că i-am zis, na, mi s-a părut, vreau să-mi editez. Aici am oprit și mi-am pus vocea mea ca să observați că clipul deja se terminase la și 18 minute și da, sper că vă place. Bă, dar vreau să iau ăsta. Asta e ultimul și ultimul meci. Dar cred că Cătălin îl chema, na, Mătălin, nu știu cum am zis. Eu cred că Cătălin. Ok, atunci acest episod ne vom vedea data viitoare. Pa, pa!